genul programului Talk Show. Și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. Astăzi o să discutăm despre ce înseamnă Crucea Roșie, despre activitatea acestei, mai exact, filialei județene din județul Hunedoara, pentru că sunt mulți tineri aici care, din fericire, au ales să fie voluntari ai Crucii Roșii, au ales să învețe cum să acorde primul ajutor, să participe, de ce nu, la diferite concursuri, de unde mulți dintre ei au venit cu premii importante, dar mai presus de orice, ce au învățat să ajute. Au învățat să ajute pe cei aflați în nevoie, și tineri, și copii, și vârstnici. Despre activitatea acestora, dar și despre activitatea Crucii Roșii în general, vorbim pentru că nu doar tinerii se ocupă de acestea, vom discuta astăzi cu reprezentantul filialei județene a Crucii Roșii Hunedoara, domnul dr. Ștefan Repede. Bună ziua, bine ați revenit în platoul emisiunii noastre. Bine v-am găsit. Nu sunt chiar așa de tânăr. Tocmai asta am subliniat, că nu doar tinerii. Da, nu noi. Deci, în general, la Crucea Roșie, dacă mergeți acolo, să vedeți că sunt majoritatea oameni în vârstă, știi? Ăștia, medici care s-au pensionat, oameni mai în vârstă care au ajuns... Nu pot sta acasă, după pensionare, și trebuie să facă ceva, să aibă activitate. Achiziția noastră cea mare este că i-am făcut pe copii să vină. Și vin copii, avem o promoție acum de copii, dintre care unii se duc la medicină, alții sunt elevi, știi? Și care vin și le place să facă, fac tot felul de activități, și pe lângă activitățile pe care noi le programăm, ei își mai fac și ei singuri, își programează ceva activități de voluntari. Vă reamintesc că și dumneavoastră, telespectatorilor, că ne puteți suna la numărul 0354738888 și ne puteți scrie și pe pagina noastră de Facebook Tu ai cuvântul. Cum spuneați, și dumneavoastră, tinerii se implică. Sunt tineri care sunt trup și suflet, abia așteaptă unii dintre ei să termine cursurile de la facultate, să întoarcă acasă, să mai organizeze diferite concursuri, diferite activități, chiar și cu persoanele vârstnice, pentru că știu că sunt astfel de acțiuni ale voluntarilor din cadrul filialei județene a Crucii Roșii destul de des, sau bine, când au și ei posibilitatea, după cum spunea și dumneavoastră, sunt studenți majoritatea dintre ei. Și elevi la liceu, elevi de la liceu care vin să ne ajute, să participe la activități. Vă dați seama că noi ne bazăm pe ei foarte mult. Important e că vor. Acum s-a întâmplat o schimbare de anul ăsta, s-a schimbat legea voluntariatului. Și știți că de la 1 august contractul de voluntariat se consideră experiență profesională. Și sunt, bine, cei care au contract de voluntariat la noi nu au avut motivul ăsta, dar acum sunt mulți care vin pentru ca să aibă experiență profesională în domeniul nostru, ne? Fiindcă noi avem o activitate destul de vastă. Chiar programul care da, avem toate clasele sociale aproape, de toate zonele, nu doar nu mergeți doar în mediul urban și persoanele defavorizate. În cel rural nu. Persoanele defavorizate sunt în general, și îmi pare rău să spun, că oamenii bătrâni la noi, deci oamenii în vârstă, trebuie să-i ajutăm cu putere. Ei se organizează și singuri la noi, la Crucea Roșie, au clubul seniorilor. Se adună, au muzică, fac întâlniri de astea, se simt bine. Noi îi sărbătorim. După aceea ajutăm pe cei defavorizați, copii bătrâni care sunt la zile de bătrân, și pe unde există posibilitatea să ajutăm și dacă putem să ajutăm. În general, sponsorizările s-au mai redus din cauza situației în care ne aflăm. Da, și din păcate uneori acum, de exemplu, banii merg avem două sponsorizări, alte scopuri. Ciocolată, care trebuie să vină de la București, pe care o să o ducem la ceva colectivități de copii, și am fost anunțați că o să avem sponsorizare din Croația
O să vină 1000 de tone de mere. Deja am întrebat la unitățile spitalicești, la Spitalul Județean, am peste tot, dacă au nevoie de mere, fiindcă pot să mai facă compost, să mai dea la bolnavi. Și eu am văzut că își doresc. Acum așteptăm să vedem când vin merele și de unde le luăm. Asta e interesant, pentru că și la noi în țară totuși încă mai sunt oameni care produc, da? Care au mere și nu donează. Din Croația au venit, știi? Bine, și noi când au fost necazurile în Serbia, am adunat apă minerală, am dus apă minerală și mai ducem în general. Este un ajutor permanent și reciproc. Unde e nevoie, adunăm, fiindcă întotdeauna, și dacă vrea primăria să facă o activitate, o va face cu ajutorul Crucii Roșii, fiindcă Crucea Roșie este un simbol la ora actuală și sper că n-a fost alterat acest simbol. Înseamnă voluntariat, înseamnă implicare în viața comunității și e foarte bine. Acum, noi, deci, fiind viața mai grea, sponsorizările s-au redus. Deci asta vă spun, fiindcă eu am putut să mai fac câte rost de câte sponsorizare de orice fel, dar ne descurcăm mai greu și primim din afară. Avem câteva legături cu Germania, cu ăștia ne mai aduc tot felul de... Mi-au adus mobilier, ne-am dotat la Crucea Roșie, ne-am amenajat acolo. A trebuit să închiriem o parte din sediul nostru central de la Deva, fiindcă e greu să menții, să plătești chirie, să plătești gazul și alte chestii de astea, utilitățile. Așa și, nu, fiindcă cursurile care le facem noi, sunt niște prețuri nesemnificative. Aici vorbim de cursurile de prim ajutor. Da, de prim ajutor și de soră de Crucea Roșie. Deci astea două cursuri care noi le desfășurăm și care sunt recunoscute în alte țări. Deci avem oameni în care... În alte țări, dar și la noi. Mai puțin la noi. Deci nu e băgată în clasificarea ocupațiilor din România, nu poți să pui soră de Crucea Roșie, fiindcă e considerată muncă voluntară. A trebuit să se gândească lumea să-i găsim altă denumire și să putem să dăm un certificat care Bun, să și fie... Și să înțeleg, dacă schimbați denumire, atunci se încadrează până la urmă aceeași activitate, oare, nu? Am avut discuții multiple pe chestia asta. Eu vă spun, mă pricep în problemele mele de sănătate publică, dar în chestiile astea am văzut că au apărut o felul de alte activități și ar trebui și aici să se găsească o denumire care să poată să se încadreze în această clasificare, să le dăm la oameni un certificat. Ce le dăm noi, acel diplomă de absolvire, e valabilă. Sunt oameni care lucrează în Germania, am avut în Canada, din Italia, cei care au grijă de oamenii bătrâni și se duc cu această diplomă, se pot angaja mai ușor. Deci asta... Și aici, dacă au această diplomă, este egal cu zero sau... Nu e, deci... Cum să spun? Doar atât că acumulează experiență pe deci parcursul acestui curs. Deci au o diplomă ca cursul ăsta, știi? Acum, ca voluntar, dacă te duci undeva, se ține cont, știi? Dar dacă nu e certificatul, cum se zice legea, că trebuie să existe un certificat de calificare pe care îl poți să-l obții pe niște cursuri. Motiv pentru care noi acum am început să facem niște cursuri prin Crucea Roșie din București, sediul central, prin care să le dăm chiar un certificat de calificare, care să fie recunoscut în Uniunea Europeană. Asta putem face acum, dar ca activitatea noastră, care e veche din totdeauna, deci eu de când mă știu că se fac cursuri de soră de Crucea Roșie, deci așa ea spunea. De fapt, era voluntar, știi? Da. Se făcea din totdeauna și cel de primul ajutor, care ar trebui să fiecare cetățean din țara asta să aibă acest curs ca să se descurce în orice împrejurare. Știi? Cum ajung eu, telespectatorii noștri, cum ajung să urmeze un astfel de curs? Dacă vreau să-l fac, unde trebuie să mă duc, ce trebuie să fac? Trebuie să vă adresați la Crucea Roșie de la Deva. Cursurile ținem și la Lupeni, unde avem formatori, că așa se numesc mai nou. Noi le spuneam profesor pe vreme, acum spunem proformator. Da, e o activitate, că am văzut care și aceeași da. Mărie cu altă pălărie. Da, da. Deci eu de 20 de ani predau la sanitare și nu mi s-a cerut încă diplomă de formator. Să fac și eu. Deci la sediul central de la noi, de la Deva, lângă școala numărul 4, acolo, se poate suna la telefon, că este și un telefon de acolo, sau se poate merge personal și se întreabă când începe un curs. Tot timpul avem cursuri, că se fac pe mai multe module, știi? Eu, de exemplu, predau acolo norme de igienă, le predau eu.
după care se dă examenul, se fac și, face și primul ajutor și se dau aceste diplome de absolvire acestui curs, care sunt destul de importante. Deci gândiți-vă că dacă s-ar întâmpla ceva la noi în țara asta și ne-am adunat ca pentru război, este foarte important să existe pregătire, toată lumea, fiecare cetățean ar trebui să fie pregătit. Exact, să cunoască elementele de bază măcar. Domnișoară, când eram eu tânăr, toată lumea, în toate întreprinderile, școlile, se făceau aceste cursuri, erau organizații, erau grupe care participau la concursuri. Acum de-abia organizăm câte un concurs la copii, la adulți, nu se pune problema. Este înainte exclus, aveam între întreprinderi. Deci nu mai există. Poate era și obligație, știi? Era obligație. Da, și cum noi probabil am fost obișnuiți, suntem obligați, facem, nu suntem obligați, nu mai facem, lasă că merge și așa. Termenul de voluntar a fost respins mult timp după Revoluție, știi? Acum a căpătat semnificația adevărată. Știi că munca voluntară ne ducea la porumb, la sfeclă, eu știu, la tot de asta era muncă voluntară, munceam pentru CAP-uri, știi? Acum, termenul de voluntar este total diferit și e foarte important, să știți. Fiindcă dacă nu desfășurăm și muncă voluntară, nu putem ajuta oamenii. E un ajutor dezinteresat. Eu ca să zic așa, de anul ăsta a devenit, adică există un contract de voluntariat și am văzut că mi se pare destul de important. De exemplu, și sunt foarte mulți absolvenți de școală sanitară. Deci, stau acasă. Deci stau, termină școala, își iau diploma și după aia vor să se angajeze undeva. Și se anunță acolo la spitalul județean, se angajează absolvenți cu 6 luni vechime. Sau un an vechime. E, acest voluntariat îi ajută înseamnă vechime. Să-și facă vechime profesională. Deci unde te duci și faci, contract de voluntariat la spital, te și duci cu ocazia asta și înveți și ai și vechime. Și când se scoate un post la concurs, poți să te prezinți. Sunt mulți care vor să plece în sănătate, că de-aia a făcut școala sanitară. Trebuie să, și să la se pună la punct. E necesară vechime. Și acolo se cere vechime. Să facă dacă ca nu să ții un certificat de conformitate sau adeverință, cum se dă de la Ministerul de Cunoscută, dincolo trebuie să ai anumită vechime. Deci trebuie să fi lucrat undeva, să ai un aviz de liberă practică și după aia să mergi să faci asta. Deci ăsta, rolul nostru a Crucii Roșii a devenit mult mai important, deci după părerea mea, și totuși lumea, deci sunt oameni care au încredere în noi și sunt oameni care nu au încredere, deci e normal să fie întotdeauna. Deci probabil cu timpul lumea își va da seama că de fapt ceea ce dorim noi este un scop nobil și în care îl facem, deci eu nu primesc niciun ban, nu am primit când eram voluntar, nu primeam niciun ban, n-am primit nimic. Și sunteți voluntar? Discutam chiar înainte de emisiune, îmi spuneați că sunteți, noi eram născută, deci probabil părinții tăi erau născuți, deci de la școala generală m-am dus, la liceu, m-am dus la medicină și după aia când am fost medic tânăr, atunci am fost atras de ăștia, mai bun, hai și tu, avem concurs de Crucea Roșie, hai să fii și tu în comisie și așa mai departe. Iar Radeva, de 20 de ani, sunt aici. Am fost vicepreședinte, președinte și acum președinte pe județ, pe o perioadă sunt suspendat, dar... Vă continuați activitatea și oricum o aveți în sânge, spuneți că din școala generală... Domnul este doctor Aitoneanu, care cred că e... Eu știam că e la Crucea Roșie de când am început eu, ce să spun. Și acum vine acolo și participă la ședințele noastre, la cursurile de calificare și are mulți ani, peste 80 de ani trebuie să aibă. Ne? Deci sunt oameni foarte în vârstă, sunt oameni care la un moment dat renunță, sunt alții care vin după ce iasă la pensie să ne ajute și s-au oferit și de la noi o grămadă de foști colonei care lucrează la ISU sau de ăștia care sunt veniți să ne ajute, fiindcă ei sunt obișnuiți cu această activitate, știi? E bine că au loc aici în familia aceasta Crucii Roșii. Da, îi primim cu plăcere. Poate chiar ați mai avea nevoie și mai mulți, pentru că în tot județul, aveți, din câte știu, există și câteva subfiliale ale Crucii Roșii. Deci avem subfiliale la Hațeg, la Lupeni, avem la Petroșa, la Orăștie, la Simerea, fiecare filială depinde de filiala județeană, dar au activitățile lor, au posibilitatea de a
de a fi sponsorizați în zona respectivă și să folosească la ei tot ce trebuie acolo. Sunt care sunt înfrățiți cu Crucea Roșie din alte țări și au desfășoară activitate. Noi avem, de exemplu, și îngrijirile de bolnavi la domiciliu. Avem așa ceva. Puteți ocupa și dumneavoastră. Da, deci asta, nu, eu nu mă ocup, eu am înființat-o. Deci eu am înființat-o când s-a dat drumul. Avem personal care lucrează, e mai greu un pic aici, fiindcă trebuie să ai contract cu casa, trebuie să-ți dea medicii, trebuie să-ți dea cazuri, știi? Lumea nu înțelege. Acum, există colaborare? Nu e așa de bună. Deci, modul în care s-a făcut contractul pe spit cu casa de asigurări, îi îndrumă pe manager să colaboreze cu aceste unități de îngrijire a bolnavilor la domiciliu. De ce? Fiindcă se merge pe reducerea spitalizării continue și atunci când nu îl ții pe omul, îl ții, n-ai o lună de zi, nu, îl ții pe perioada acută până e bine, după care dai drumul acasă și cineva acasă trebuie să aibă grijă de el. Deci am avut pe cineva acum în familie care a avut probleme și mă gândeam, dacă nu eram eu, ce făcea persoana respectivă cu operație pe proteză de col femural? Cine avea grijă de asta? Trebuie să fie cineva să vină să aibă grijă? Bun, și aceste îngrijiri pe care Crucea Roșie le oferă la domiciliu sunt gratuite sau contracost? Deci noi nu luăm niciun ban. Deci noi avem contract cu casa de asigurări. Preluăm bolnavul, facem tratamentul care este indicat de medicul curant, așa, și după care la sfârșitul, la începutul lunii următoare, merge și casa de asigurări ne plătește. Eu cât ce am putut injecție și mai departe, ce manofere se fac, în anumite manopere care se fac și care sunt plătite de casa de asigurări. Bun, dar aici puteți interveni noastră, cei de la Crucea Roșie, doar în cazul în care medicul vă dă acel caz? Deci noi umblăm după înțelegeri cu medicii, știi? Deci ar putea să ne dea, dar nu, nimeni nu se gândește acum. Deci eu cred că Ministerul Sănătății l-a oferit chiar spitalelor posibilitatea să-și facă aceste grupe de îngrijire la domiciliu, aceste unități de îngrijire la domiciliu care se prea pe bolnav direct să meargă acolo. Pe de altă parte, nici nu-i plăti ca lumea la casă și vă spun că sunt asistente care se duc să facă o injecție, iau 20 de lei, să zicem, la injecție și casa de asigurări plătește cu 5 lei. Și atunci îi convine să vină să lucreze undeva la o firmă de asta care dă numai câțiva lei, știi? Din aia 5 lei, 3 lei dă și mai de plătit și altceva, știi? Asta e problema. Deci nu, nici contractele nu sunt deosebit de bune, dar dacă le prinzi, până la urmă merge. Și e mult de lucru. E mult de lucru. Deci noi cred că am fost primii. Pentru că în tot județul puteți fi solicitați. Deci noi am vrut să pornim altfel. Adică ne-au ajutat nemții să pornim. Ne-ar fi dat și mașină de transport și tot, și ne-ar fi ajutat cu multe chestii și poate ar fi fost mai ușor, știi? Acum gândește-te și la ceva, că ai un caz ăsta deosebit de grav, un cancer care trebuie să aibă grijă de el. Noi putem să mergem să stăm acasă. Și acolo nu știu dacă ne plătește cineva casa de asigurări, dar în orice caz noi putem să taxăm, să dăm și o factură sau o chitanță pe așa ceva și să avem grijă de bolnavul respectiv. Deci avem multe posibilități și chestia asta va fi dezvoltată, fiindcă e normal. E normal. Dar, de exemplu, sunt manageri care m-au întrebat, nu știi vreo firmă de îngrijiri la domiciliu? Au nevoie, știu și ei de chestia asta. Și există oameni specializați doar în anumite ramuri ale medicinei sau cum e? Deci dacă te organizezi, poți să ai acolo, pe lângă cadre medicale, media, asistente care merg acolo, infirmiere care să aibă grijă de bolnavul respectiv, poți să ai și medici care să vină să facă consult cardiologic sau de altă natură. Important este că sunt oameni, sunt specialiști în ceea ce toată lumea, bine, normal că nu poți altfel, deci nu-ți acceptă casa de asigurări. Deci trebuie să-ți iei autorizație de îngrijire la domiciliu de la Ministerul Sănătății. Noi îi dăm autorizație sanitară de funcționare DSP-ul pe dispeceratul respectiv, dar activitatea globală este autorizată de către Ministerul Sănătății. Ei autorizează această activitate și se dau la asistente și un aviz de asta de îngrijire la domiciliu. Noi vom avea un curs de îngrijire la domiciliu. E interesant, fiindcă se dă un certificat și altcumva poți să lucrezi. Sunt persoane, sunt asistente care lucrează. Cursurile au început, sunt organizate de Societatea Națională Crucea Roșie București.
cu niște firme care se ocupă de, care aduc fondurile în România. Pe, se numește programul Pro Sănătatea, așa, și am făcut până acum curs de îngrijire bătrâni la domiciliu, avem o desfășurare de babysitter și îngrijitoare copii. Două chestii care sunt un pic diferite. Cam deși la gen, da. Prima, după care o să urmeze, după care o să urmeze infirmier, o să facem și probabil îngrijire bolnavi la domiciliu. Sunt pe diferite niveluri. Se adresează persoanele care n-au nicio calificare. Deci eu nu pot să iau pe cineva la curs, care, pot să iau pe oricine care a absolvit 8 clase. De la 8 clase. Deci acestea sunt condițiile, da. Sau condiția de nu bază să sex, fie femeie, bărbat, 8 să fie clase. Așa, 8 clase și să n-aibă nicio calificare. Deci au vrut să vină asistente să iau diplome. Pe asta n-am putut să iau, fiindcă nivelul de... Deci au diplomă de asistent și e un nivel superior. Deci ăsta e nivelul 1. Și în cazul în care în momentul respectiv nu are un loc de muncă, poate. Nu le primiți pentru că au deci, studii... Cele, nu, deci dacă Dine și îmi declară că e și asistentă, nu o iau, bineînțeles. De, în general, unul dintre criterii este să fie angajat într-o unitate medico-socială. Deci trebuie să fie angajat. Sunt o grămadă de oameni care nu s-au angajat nici și-ar fi vrut să vină. Fiindcă au văzut anunțurile mele pe diferite site-uri și m-au sunat. Eu nu lucrez nicăieri. Îmi pare rău, dar ăsta e făcut pentru cei care este vorba de perfecționare continuă a angajaților. Sunt angajați în unități care n-au deci, nicio diplomă. Tot din interior da, se da. Iau acești acum, oameni. Acum ne ocupăm de cei care sunt fără pregătire din creșe și grădinițe, de exemplu. Și cursul am organizat la Hunedoara. Am găsit acolo, am găsit și sală de curs și mai departe. Da, urmează acum și infirmiere și astea și am vrut și brancardier să-l facem, dar am ales îngrijire copii, fiindcă sunt foarte multe persoane care... Și se gândesc să plece dincolo. Se dă o diplomă, un certificat de calificare. Asta e, mai ales că... Și 480 de lei. Și 480 de lei primesc o bursă, știi? După ce se dă examen. Deci ieri după a fost... ce vor absolvi acest curs, primesc și bani? 480 de lei, da. Ieri s-a terminat cursul de îngrijire bătrân, s-a dat examenul, o comisie formată din Direcția Muncii, nu știu cum îi spune acum, Direcția Agenția de Plăți și nu știu cum, așa, și că doi de acolo și cineva de la noi, formatorul șef de la noi, asistent, noi avem formator și asistent formator, așa, și comisia formată, după care când o să li se dea diplomă, o să primească și 480 de lei, da? Am constatat frumos, că sunt foarte multe o pornire, sunt foarte că... multe persoane care nu au calificare și lucrează și doresc să facă și asta e bine. Da, să învață să facă CV-ul, învață să intre până la urmă pentru că toți se gândesc la bani. Dar una e când te duci să lucrezi undeva și ești calificat în ceva, ești angajat acolo îngrijitor de copii și ai calificare, există o grilă și când te duci să lucrezi... Deși poate unii dintre ei sunt... poate de 10 ori mai bine calificați, deși nu au acea hârtie. Pentru că da, sunt convinsă că și dumneavoastră sunt... ați întâlnit oameni foarte bine pregătiți, doar că le lipsea acea hârtie. De care, deci, din păcate, ne lovim cu toții. Deci, adevărul că eu nu predau, eu sunt coordonator local la astea, dar am văzut, să știți că e manualul destul de bine pus la punct. E bine pus la punct, este avizat de Comunitatea Europeană și chiar dacă știu multe, ceea ce știu ne-am organizat acum. Deci asta e important, să și organizez și să învețe cum să lucreze, fiindcă am un conformator de la Hunedoara care este foarte bine pregătit, o doamnă fost asistentă șefă care a lucrat tot în domeniul ăsta și care le ajută și învață și le organizăm activitatea. Deci ei știu, aveți dreptate, dar sunt mulți care n-au înțeles de ce să facă anumite chestii. Adică sunt niște proceduri pe care trebuie să le învețe. Asta, așa e termenul. Acum toată lumea facem proceduri. Peste tot proceduri. Și voi aveți proceduri la televiziune. Exact, lucru. Toți asta avem este. Proceduri. Avem implementat managementul calității și atunci asta e. Ne? Deci asta e pasul nostru înainte. Hai să redăm și o diplomă care să fie recunoscută. Și asta e bine că ne-am scris și noi să implementăm și vă spun că sunt proiecte europene? Da. Sau? E proiectul european. O să mai avem unul acum, înființare de centre de primire. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Sau cum se va desfășura acest deci proiect? Asta cine va alt fi proiect, implicat asta în alt proiect, tot Crucea Roșie, doamna Ciorobea, care e directoarea
veche și de demult, așa, împreună cu câteva persoane de la Crucea Roșie din Lupeni, din Uricani, Lupeni, din partea aia, și se vor organiza niște centre de primire de oameni nevoiași, de ăstea, cum se organizează, ne învață alții și noi vom face aceste organizări. În urmă, când se va termina acest proiect, vom avea niște centre de primire în câteva orașe din județul nostru. Și ce înseamnă? Da. Cine va fi acolo? Cui este adresat acest centru? Oamenii străzii, oamenii amărâți, oameni, copii orfani, de ăștia care să fie ajutați și să pornească într-o direcție. Și vor avea posibilitatea de a locui acolo o perioadă de X zile? Bineînțeles că va fi. Probabil se vor organiza și cu cazare. Noi avem la Deva făcut un centru de primire, tot pe bani europeni. E făcut de către primăria Deva, care l-am autorizat. Și acolo, deci, nu, noi n-am avut aici așa ceva, în Deva. Aveam o cantină a săracilor o dată, da. Acum aveți și centrul ăsta de primire și acolo se și mănâncă. Gândiți-vă că o să înceapă acum iară coduri de alea de înghețat de oameni umblând, să anunță oameni înghețați, unde îi duci? Trebuie să-i duci undeva, să le dai un ceai, să ai grijă de ei. Da, și așa mai eviți cozile care se creează la spitalul de urgență, pentru că iarna, și nu numai iarna, în general merg oamenii străzii acolo sau sunt duși acolo. Deci nu mai poți acum, deci contractul cu casa nu te lasă să mai faci așa ceva. Înainte veneai și îl țineai internat pe ăla de să sătura. Exact, dar lucrurile s-au mai schimbat între timp. Și când venea primăvara, îi dai drumul. Acum s-a organizat, îl duci în altă parte. Îi dai primul ajutor, îl tratezi și îl duci în altă parte. Sunt oameni care nici nu au asigurări de sănătate, sunt oameni nevoiași. Trebuie să-i ajutăm și ei, că și ei sunt oameni. Și asta e situația. O să continuăm discuțiile acum, însă luăm câteva minute de publicitate, după care revenim în direct. Am revenit în direct, discutăm astăzi despre activitatea Crucii Roșii din județul Hunedoara, dar și ce înseamnă de fapt această filială, cu invitatul meu, domnul doctor Ștefan Repede, reprezentant al filialei județene a Crucii Roșii Hunedoara. Și spunem, alo, bună ziua! Alo! Ne auziți? Din păcate, cred că e... acum vă auzim mai bine. Felicitări pentru emisiune, bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Bună seara, vă mulțumim. Și aș dori să știți profiteile. Am înțeles că primiți ceva, ajutați bolnavii sau care sunt criteriile după care îi ajutați și ce trebuie să... Cum sunt selectați, mai bine zis, sau cum sunt selectate persoanele pe care reprezentanții Crucii Roșii le ajută? Da. Așa, și o altă întrebare mai aveți? Nu, vă mulțumim. La revedere, o seară bună. Vă mulțumim și noi, o seară bună să aveți. Da, o întrebare bună. Deci, activitatea noastră de îngrijire bătrân la domiciliu, că Manu, cred că aude la vorbea. Da, o să ne audă. Deci, noi avem o autorizație de funcționare pentru această activitate și avem contract cu casa. Dacă e un bolnav care iasă din spital, are niște recomandări făcute de doctor, noi îl preluăm, îi facem tratamentul recomandat și toate activitățile noastre sunt achitate prin contractul nostru cu casa. În general, noi am vrea ca medicul, deci există un fel de fișe care întocmește medicul care l-a tratat până la ieșire din unitatea sanitară, în care spune exact ce trebuie să facă. De fapt, e o scrisoare medicală, se poate folosi, că e o scrisoare medicală în care spune ce trebuie să facă, la cât timp și așa mai departe, și tratament, când trebuie să meargă la... Și noi suntem solicitați, avem niște numere de telefon pe care nu pot să vi le spun acum, dați Crucea Roșie din Deva și luăm în primire acest bolnav. Venim acasă la el și facem tot ce trebuie, tot tratamentul. Dacă trebuie să stăm și în continuu, stăm și în continuu, că sunt persoane voluntare care au cursul făcut și care se ocupă de stil, model de infirmieră, cum ar veni, plus asistentele medicale care fac efectiv tratamentul și supraveghează. Nu avem niciun criteriu. Cine dorește poți să solicite doctorului care le externează pe bolnavul respectiv să-i recomande o instituție, o unitate de îngrijiri de bolnav la domiciliu. E foarte simplu.
Eu am crezut că mă întreabă de ceva criterii la cursuri, dar până la urmă... Nu era vorba de cursuri și în rest, care sunt criteriile de selecționare a celor pe care urmează să-i ajutați? Cu alimente, cu haine, cu... Deci noi, în general, cunoaștem colectivitățile. Dacă tot suntem la criterii de selecționare, noi, să discutăm și despre acestea. Da, noi avem în evidență persoanele, în general, persoanele care au probleme, le avem de la primării. Noi colaborăm foarte mult cu primăriile. Aveți liste cu situația fiecăruia? Liste chiar ne dau cei de la asistență socială de la primărie, ne anunță care sunt persoanele respective pe care noi mergem acasă la ei sau poate vin ei la noi acolo să ia, fiindcă mai primim haine, primim tot felul de lenjerie de pat, am avut haine, eu știu tot felul. Și am primit și mâncare. Am avut un program de ăsta cu magazinele astea universale în care lumea ne-a pus zahăr, făină, orice aliment pe care l-am dat. Deci acele alimente ajung la dumneavoastră dacă noi le punem în acel coș special. Da, da. Deci dacă acolo scrie că de la noi pentru Crucea Roșie ajung întotdeauna și ajung la consumatorii care au nevoie de ele. Deci fiți liniștiți că nu luăm noi nimic acasă, că noi avem. Din contră și noi și eu mă duc și mai las acolo fără nicio problemă, știi? Deci criteriile, deci nu avem un criteriu. Noi avem sunt cei care sunt cu probleme, pe care noi îi cunoaștem în general așa, și sunt oameni în vârstă, știi? Deci la noi un om pensionar, un om în vârstă nu este la nivelul celor din străinătate. Și atunci noi trebuie să-i mai ajutăm. Sau cine probabil, știe, poate mai există... Păi când o să fie strănepoata mea un bătrân, probabil pe vremea aia va fi așa. Dar deocamdată asta e situația. Știi că după ce te-ai pensionat, ai devenit un om, un cetățean cu probleme. Din pensia nu se poate trăi și așa mai departe. Asta e, știi? Cât ai fost salariat, nu ai putut trăi din acel salariu, așa cum ți-ai fi dorit, ajungi la pensie, aceeași situație, din păcate. Poate nu o să trebuiască să treacă 50 de ani ca să se schimbe aceste lucruri, poate vom reuși, nu știu, mai repede puțin să schimbăm. Păi trebuie să fim optimiști, altfel eu sunt optimist, unde ajungem? Mai puțin ca matale, știi, fiindcă am și eu vârsta de asta, care am ajuns la vârsta asta, am văzut destule și n-am văzut nicio evoluție, nimic, să știți. Deci noi am zis că suntem în urma americanilor cu 100 de ani, a nemților cu vreo 50 de ani și am rămas la 100 de ani la nemți și 200 la americani, știi? Cam așa ceva. Deci încă nu e, deci trebuie un pic să, dacă modul nostru, adică economia noastră va crește și deci va fi totul bine, atunci o să fie probabil și salariile mai mari. Am urmărit evoluția celor din Slovenia și a țărilor care au intrat și au salarii mai mari ca noi. Deci am văzut un tip care are aceeași ocupație ca mine, eu aveam salariu 200 de euro, el avea 1500 în Slovenia, de exemplu, știi? El era inspector șef la ministerul lor și eu eram la București. Eu aveam 15 milioane și el avea 1500 de euro, știi? Deci cam așa. 50 de milioane pe puțin. Da, așa e, na. Deci, și tot nu era plătit ca în Germania sau în Anglia, sau, știi, deci sunt salarii. Pe măsură ce va trece timpul, acum totul depinde de cei care ne conduc și care organizează și de deschiderea noastră pentru dacă ne iau alții în seamă sau nu, să sperăm că acum o să se schimbe ceva, știi? Toată cu lumea toții, speră. Noi sperăm tot la 4-5 ani sperăm chestia asta, știi? Exact. Na. Poate, cine știe, dacă am fi și un stat mai sănătos din toate punctele de vedere, poate ne-ar merge mai bine. Și dacă s-ar face și investiții acolo unde ar trebui să fie făcute. Deci, important e, să nu uităm care este și rata analfabetismului în țară, dacă e să o luăm și pe partea asta. Eu am prins vremea când eram obligat să mergem tot la școală, deci tot de ceai la școală, n-aveai cum. Deci erai obligat să faci 8 clase, după aia 10 clase, știi? Mergeai la școală profesională, era ceva. Acum, dacă nu ai bani să mergi la școală, nu mergi. Sunt copii deștepți care nu au posibilitatea să facă facultate. Vă spun, deci asta, fiindcă nu au bani. Deci asta e situația. Noi nu avem încă posibilitatea în care să-i dai o bursă la unul să facă facultate. De? Deci asta e situația de acum. Analfabetismul e în creștere. Dar posibil să se mai schimbe ceva. De? Totul e să vrem noi să schimbăm. Adică e rândul vostru să schimbați și alu nepoată mea. Exact.
exact. Deci asta e, nepoata mea care are 2 ani și ceva, știi? Probabil o să schimbe ei, știi? Mai mult ca sigur, pentru că, din păcate, încă mai rămas urme dinainte de 89 în mulți dintre Nișoară, cei care sunt copiii ăștia termină facultatea și nu rămân la noi, pleacă în altă parte. Pe bună dreptate, foarte bine, aici fac, ce să fac, pleacă, pentru că aici fie ești plătit foarte, foarte prost, fie un doctor rezident are un salariu de joc al șefului, pentru că un asta rezident este are salariu mai mic decât un asistent medical și e rezident. Până nu-și găsește de lucru, se duce dincolo și ia salariu ca lumea. Asta e situația, știi? Trebuie să-i ținem aici, să le oferim condiții. Acolo lucrează și cu o altă aparatură, cu siguranță. Nu există termen de comparație între ce se întâmplă pregătiți. Acolo și ce se întâmplă aici. Păi și la noi aici s-a început să se doteze. Cei din Germania, de exemplu, cred că au dotările pe care le avem noi sau le aveau în urmă cu 30 de ani. Deci sau 20 noi, de ani. Noi mai luăm de la ei aparatură care o schimbă, știi? Așa se face. Asta a fost de la început, de pe 90 începând. De unde aduceam? Aduceam chestii second hand de la ei. Ei când l-au scos, s-au pus altceva mai performant, știi? Noi am adus prin Crucea Roșie, întotdeauna am făcut chestia asta și în continuare mergem. Aduceam și medicamente și nu ne mai dau, știi? Mai vin și cred că până în urmă cu vreo 9 ani, cred că se mai aduceau medicamente. Erau medicamente care expirau în câteva luni de zile. Păi n-ai voie să introduci, ai venit Interpolul, că e vorba de trafic aici, știi? Trebuia să obții niște autorizații de astea și până făceai concurență farmaciilor. Fiindcă aduceau medicamente și le dădeau la aia săraci, aia nu se mai duceau la farmacie să cumpere. Păi oricum, dacă sunt săraci, nu știu câți dintre ei ar fi mers să cumpere aceste medicamente. Au fost schimbați de mafia din medicamentelor, știi? Asta e situația, nu poți. Și atunci s-a întrerupt. Că să știi că ne-ar da. Mai sunt în organizații de-astea culte, de-astea religioase, care mai aduc de la... așa și se mai dau. Dar în rest așa s-a redus foarte mult. Deci noi aduceam la Călan, veneam, le dădeam la doctor, doctorii dădeau la bolnavi. Da, și mai scutea. Erau medicamente de calitate. Da, erau medicamente bune. Chiar bune. Dacă expirau în 2-3 luni, știi cum e? Deci omul le lua și le folosea și era mai ieftin. Acum, asta e situația. E greu acum, deci nu avem ce face, știi? Iar noi, Crucea Roșie, încercăm să supra... O perioadă încercăm de tranziție, să supra... Da, spunem, păi tranziția e tot tranziție, de 20 și ceva de ani tot tranziția, știi? Și așa rămâne, tot tranziție, concluzia noastră, bine că suntem optimiști sau, mă rog, într-o oarecare măsură suntem optimiști și poate deci lucrurile eu lucrez se vor în domeniul schimba. Ăsta al meu de medicină preventivă, care e căzut în cap, vorba mea, știi? Deci în loc să faci medicina preventivă eficientă. Se face medicină preventivă? Nu vorbesc de ce se face pe hârtie. Nu vorbesc de ce se întâmplă păi acolo pe hârtie. Noi facem, să știi, nu facem. Am primit acum vaccin antigripal. Noi am cerut 42.000 de doze, știi cât am primit? 2.000. 2.000, exact. Dă 2.000 de doze în județul Nedoara. Am zis că le dăm primele astea 2.000, le dăm la unitățile sanitare mai mari, la personalul care lucrează, care sunt în pericol mare. Păi începe să dăm la doctorii de familie, la toate... O să mai primim, dar nu o să primim 42.000. Nici anul trecut n-ați primit din câte am primit 6.000, 40.000 cât ați cerut. Nu. Deci nouă, că nouă ne spune cât vă trebuie. Și sucutim, și corect. Cam atâta ne-ar trebui. Atâția bătrâni avem cadre medicale și mai departe, da. Tot felul de... Asta e. Și atunci, pe planul național de imunizări nu prea primim. Adică primim când cumpără cei din București, ne dau. Avem nevoie de antihepatită B și alte vaccinuri care sunt programul național. Ne descurcăm. Deci noi le primim și le dăm mai departe. Deci facem medicină preventivă, deci până la urmă. Dar nu cum ar trebui. Deci ar trebui să fie mult mai... În școli deci... să mai organizează am fost diferite ieri... acțiuni? Da, am fost ieri la Hațec. Și am făcut... Am avut... Pentru avut că până școala. La urmă cam de aici ar trebui să plece această medicină preventivă. Din dar cineva școli. De la Ministerul Învățământului a zis cu vreun an, doi în urmă, că va obliga... va băga obligatoriu educația sanitară în școli. Nu.
Tăcere. Am vorbit cu o directoare de școală unde am fost-o la Hație și mi-a zis că dacă vrei faci, dacă nu, nu. Păi este eu zic că e foarte important. Bă, nu este obligatoriu. Na. Noi avem serviciul de promovare a sănătății pe care, cu o acțiune care le facem. Acum văd că inspectoratul școlar s-au propus să facă și niște acțiuni. Și eu am fost la acțiunea asta, sănătatea începe din farfurie. La niște copii de clasa 5-a, da, clasa 5-a și a 6-a și ne-am distrat extraordinar cu copilașii. Chiar am repetat în cor ce facem prima dată. Ne spălăm pe mâini. Ce facem după aia? Ne mestecăm tot, după aia ne spălăm pe dinți. Și ca să vețe niște chestii la vârsta lor. N-avea rost să le spun teoria ce înseamnă proteine. Nici nu v-ar fi ascultat, cred. Păi, nu, deci au stat și profesorile acolo și ne-am distrat un pic, știi? Deci a fost ca o galerie acolo și concluzia finală, că au înțeles că trebuie să spele pe mâini, să spele pe dinți, să mestece bine, să mănânce de dimineață, să mănânce multe fructe și de aceste informații, uneori copiii sunt cei care transmit ce părinților aceste lucruri. Deci, la ce vreau... Din păcate, dacă ar fi avut niște părinți bine educați în acest sens, crezi că acești copii ar fi știut, fără să le mai spuneți dumneavoastră ce au de făcut? Deci, noi avem o lege dată, în 2008, legea alimentației raționale a școlarului, a copilului și adolescentului. Este dată legea asta. I-am obligat pe ăștia care au toate chioșcurile la școală acolo să nu mai vândă chestii de la cu mult zahăr, ciocolată și alte cartofi prăjiți care sunt cu multe calorii, știi? Am observat, m-am dus, am umblat prin oraș și am văzut deja părinții erau cu copiii la McDonald's deja, știi? Deci exact ce le-am spus, bă, n-aveți, mâncați o hamburger exact, de la nu este în curtea școlii magazin cu hamburger sau cartofi prăjiți când părinții deci asta... după ce iasă copiii de la școală îi duc ei de mână am pus o glumă, în aceste am pus magazine. O glumă pe Facebook și am scris că un hamburger se strică în 4 luni de zile, un laptop în 2, știi? Cam așa ceva, dai seama ce conținerea. Deci ce vreau să zic? Noi, dacă ar fi o medicină preventivă ca lumea, ne-am organizat pe diferite domenii și de medicină și de transmisibile și netransmisibile. Noi ălea de transmisibile le facem, fiindcă asta e, deci o boală transmisibilă când apare într-un focar, se vede imediat. Dar astea netransmisibile se văd la noi, la adulții. Trebuie să prevenim hepatitele cronice, ciroza hepatică, cancerul hepatic, să prevenim diabetul zaharat, hipertensiunea și alte chestii astea. Asta cum? Să începem să învățăm pe copii cum să se mănânce, să mănânce de când sunt mici, ce ocupație să aibă, că i-am întrebat toți. Păi, cine are calculator? Toată lumea avea. Cine stă la calculator? Toată lumea. Care e gras? Mai era unul acolo. Mm-hmm. Care face sport? Ăla stă jos, o ridicat alții, știi? Și uite așa ne-am distrat și am... Copiii cred că au înțeles ceva, dar trebuie părinții la vârsta lor. Exact. Iar după aceea ei trebuie să învețe, că le-am spus. Și la școală, poate chiar aveți grijă că de... să facă o oră special pentru... aceste cursuri. Deci eu le-am spus la doamna directoare și am spus să transmită, noi facem contract cu ei și mergem, nu trebuie să ne dea niciun ban. Eu mă duc unde pot. Și merg și colegele mele și merge toată lumea și le pregătim și le facem și discutăm. Dar la ăștia mici va trebui cu părinții, mă. Mai mult părinți. Ca sigur. Să înțeleagă ce înseamnă laptele și cornul ăla, știi? Deci, care se dă, știi? Deci ce înseamnă lapte, ce înseamnă cornul, știi? Nu a fost ales așa la întâmplare, totuși. Da. Deci pe vreo, când eram student, mergeam. Făceam practică la școală în Cluj și mergeam și țineam educația. Am ținut și la clasa 12, educație sexuală. Dar cu ce ar fi deranjat pe cei de la ministere? Pentru că aici, cu ce ar fi deranjat aceste cursuri? Bă, nu știu, de tare, deci nu cred că... Deci nu cred că trebuie scoase nu din cred că, program. Nu cred că îi deranjează. Nu cred că deranjează și asta am discutat și vreau să... Deci elevii ăștia au niște diriginți. Diriginții ar trebui să se gândească la chestia. Acum ei se gândesc că, bă, pe cine să cheme? Mai pot să chem pe medicul de medicină școlară. Medicul de medicină școlară, fiindcă școlile au un medic de medicină... Ăla una dintre atribuțiile lui... Da, unul dintre atribuțiile lui este asta, să meargă, să învețe pe copii. Venim noi, mergem, eu mă duc oriunde, când mă cheamă mă duc, fără nicio problemă, știi, mă duc și țin, pregătesc niște slide-uri drăguțe și facem, știi? Trebuie să există doar dorința. Deci noi învățăm la Crucea Roșie, noi învățăm în grupele alea, 30 de secunde. În grupele alea, acolo, la pregătire, învățăm de toate. Și ar fi foarte bine să se organizeze aceste grupe în toate școlile. Deci nu mai sunt câteva școli. Era nebunie, era fiecare școală, era campionat pe școală, era. După că era câștigătorul pe școală, mergeam la faza pe oraș. După ce se trăneam pe școală. Nu mai, greu de tot.
ce ziceam mai devreme, lovim în sănătate, lovim în învățământ și facem ce vrem cu oamenii după aceea. Cred că acesta a fost criteriul de bază în ăștia 25 de ani de care discutam devreme. Eu nu cred că cineva a vrut să facă chestia asta. Dar a reușit. Eu cred că nu ne-am gândit noi. Deci cei care trebuie să gândească, au trebuit să zică, domne, sistemul de învățământ ăla al nostru, care am făcut pe mine doctor și sunt o grămadă care... Ce n-a avut bun? Hai să schimbăm chestia aia. Dar nu, l-am tocat și am făcut altul și așa mai departe, știi? La fel și în învățământ. Acum am ajuns seara, iară se dă admitere la facultate, la anumite facultăți, că înainte intrau pe medie. Și e normal să se ia de... Eu am dat admitere, am fost 4-5 pe un loc la medicină. Acolo și atunci... erau criteriile de selecționare mult mai dure și corecte până la urmă. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept pentru că de fiecare dată când veniți, abia ne oprim din povești și din discuții, încă mai fi avut de discutat. Sper să vină și, băieții cei tinere care se invitați pe ei, voluntarii, să vă spun aici ce au făcut și o să rămâneți... Le lansez acum să fiți în direct această invitație când vor veni de la facultate, pentru că înțeleg că sunt studenți, când se vor întoarce la DEV, îi aștept cu drag. Am fost invitați de 1 decembrie să defilăm și noi și vin pe aici și o să fie în perioada respectivă. Bun, o să îi aștept aici și pe dumneavoastră. Deci, vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră telespectatorilor, rămâneți pentru că urmează știrile Hunedoara TV prezentate de Nicoleta Pârva. O seară plăcută să aveți, la revedere!